Costurile pentru termoficare în România sunt duble în unele orașe față de altele. Dacă în Bacău se plătește 1133 de lei pe gigacalorie, în Oradea prețul ajunge la 441 de lei. Unele orașe subvenționează costul gigacaloriei într-un procent de 83%, iar altele mai puțin. Asociația pentru Energie Inteligentă spune că trendul este unul periculos, deoarece energia se va scumpi tot mai mult în următorii ani, iar subvențiile vor fi evident și mai mărite și vor sărăci bugetele locale, din care noi ar trebui să construim evident școli, spitale. Haideți să vedem cât ne costă să ne încălzim în diferite orașe din România. Și începem, doamnelor și domnilor, cu Oradea, acolo unde prețul subvenționat pe gigacalorie este de 373 de lei. Prețul nesubvenționat este de 441 de lei pe gigacalorie. Avem o subvenție într-un procent de 15%. Dacă mergem însă la București, vedem preț subvenționat de 347 de lei, prețul nesubvenționat de 964. Dublu, doamnelor și domnilor. Subvenția în București este într-un procent de 64% și mergem mai departe să vedem ce se întâmplă și în alte orașe din România. Avem aici Cluj, 278 de lei preț subvenționat, 759 de lei preț nesubvenționat, subvenția plătită de administrație 63%. La Craiova avem 499 subvenționat, 700 nesubvenționat, 29% procent subvenție. Mergem în Constanța, doamnelor și domnilor. Sunt două exemple mai nefericite, să zicem așa, situații mai nefericite din țară, deoarece la Constanța avem 450 de lei subvenționat, însă nesubvenționat avem 1099 de lei cu o subvenție în procent de 59% și Bacău, doamnelor și domnilor, subvenție de într-un procent de 83%, unde prețul plătit de populație este 191 de lei, dar prețul nesubvenționat este de 1133. De ce sunt în Oradea, de exemplu, prețurile sau subvenția atât de mică? Cei de la Asociația Energie Inteligentă spuneau că acolo un procent de 75% din populație este racordată la sistemul central de încălzire. Și discutăm acest subiect, doamnelor și domnilor, în această seară. L-avem invitat pe domnul Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, de asemenea și fost primar al municipiului Oradea. Bună seara! Bună seara! Domnule Bolojan, aveți 75% populație racordată la sistemul de termoficare. Cum ați ajuns la acest procent? Întotdeauna am avut această pondere. Problema este că în aproape toate orașele din România am avut următorul fenomen. După anii 90 au început să crească numărul de debranșări pe fondul faptului că erau pierderi foarte mari în rețelele de termoficare, atât de temperatură prin spargerea izolațiilor, dar și pierderi de volum de aburi și de apă caldă prin spargerea conductelor, în așa fel încât s-a ajuns la pierderi pe sistemele de transport de aproape 50%. Pe fondul închiderii fabricilor, fostele ceturi, practic, erau energofage pentru că nu își vindeau cantitatea produsă. Și deci, pe măsură ce orașele au acceptat debranșările, sistemul devenea tot mai nerentabil și în felul acesta accelera practic debranșarea. Noi am fost un oraș care nu am permis debranșările în așa fel încât cetul, așa cum a fost reproiectat, pentru că centrala noastră a fost înlocuită cu una eficientă energetic și care nu poluează, să fie rentabil în sensul că tot ce produce să se vândă populației. Aceasta este explicația pentru un număr destul de mare de consumatori, dar nu numărul sau procentul este important, ci faptul ca sistemul să fie funcțional, adică tot ce produce o centrală să se vândă. Pentru că și în București avem un procent de 61% din populație racordată, dar în același timp caloriferele sunt reci, pentru că sunt pierderi. Ați modernizat sistemul de termoficare în Oradea. Cât v-a costat? De unde ați luat fondurile?
Bucureștiul plătește practic nota de plată pentru ceea ce nu s-a făcut în ultimii 30 de ani. Ce am făcut noi? Am modernizat întreg sistemul. Centrala veche pe cărbune care polua am înlocuit-o cu o centrală nouă dimensionată la noile consumuri, adică mult mai mică decât centrala veche. De asemenea, am reabilitat principalele magistrale, aproximativ 70 de kilometri de magistrală. Valoarea acestor două investiții, centrala nouă și magistrale, realizate în ultimii 10 ani și investiții care continuă și în prezent, este de aproximativ 150 de milioane de euro. De asemenea, au fost interzise debranșările, s-a impus ca toate blocurile noi care se construiesc să fie racordate la sistemul de termoficare, s-a implicat primăria în asigurarea funcționării asociațiilor de proprietari, în așa fel încât să aibă o funcționare transparentă, să nu mai fie furturi de la proprietari, să fie softurile cele care asigură transparența. Foarte scurt, domnule Bolojan, nu mai avem timp. Ați spus că au fost interzise de branșările. Mă gândesc că orădenii au și protestat la un moment dat. Au fost ani de zile de proteste, dar aveai două variante. Să aplici legea acele zone unitare de încălzire, de asemenea faptul că într-un bloc nu poți avea decât un singur sistem de termoficare, sau să fii populist, să nu deranjezi pe nimeni, și astăzi se plătește practic nota de plată pentru această dezordine în termoficare în multe locuri.